O fată de 14 ani ar fi fost violată de tatăl ei vitreg, un bărbat de 43 de ani. Adolescenta s-a destăinuit bunicii, iar mama fetei, îngrijorată la rândul ei de schimbările din comportamentul fiicei, instalase camere de supraveghere în casă. Un bărbat de 43 de ani din orașul Pecica a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce soția acestuia l-a reclamat la poliție că și-a violat fica vitregă. Scandalizată de mărturisirile copilei, mama ei a început să verifice prin telefon ce se întâmplă în casă atunci când ea este plecată la serviciu. Astfel că într-una din zile a surprins prin sistemul de supraveghere video momentele în care soțul ei o abuza sexual pe adolescentă. Mama, i-am spus bărbatului ce se întâmplă întâmplă și el a negat. Nu eram sigură ce se întâmplă în casa mea. Am hotărât să montez camere. Când am aflat ce se întâmplă, după ce plec la 4, la 5 și ceva, soțul intră în cameră și ce se întâmplă. Oamenii din Pecica spun că bărbatul era cunoscut ca un om liniștit, pasionat de pictură și cu un comportament boim. Cei de la protecția copilului s-au autosesizat și au decis ca minora să rămână în grija mamei. În plus, recomandă ca membrii familiei să fie foarte atenți la semnele pe care, indirect, un copil abuzat le transmite celor din jur. Dacă se va dovedi vinovat, bărbatul riscă 12 ani de închisoare. Imediat femeia le-a oferit imaginile anchetatorilor, iar suspectul a fost arestat preventiv.